Aș dori să citesc pentru început câteva cuvinte ale Apostolului Pavel din cartea 1 Corinteni, capitolul 7 și voi citi, voi citi începând cu versetul 32. 1 Corinteni, capitolul 7, începând cu versetul 32. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă nevestei. Tot așa între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă bărbatului ei. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Voi ține cont că nu este aer condiționat aici și suntem ca în cuptor. Se încinge pe minut ce trece uh, atmosfera aici, așa că se să predic doar o oră. Uh, în această zi de sărbătoare, noi nu celebrăm pe Iosif și pe Oana, noi celebrăm altceva mult mai important aici. Și aș vrea să spun de la bun început care a fost proiectul lui Dumnezeu cu privire la instituția aceasta a căsătoriei. Dumnezeu din veșnicie a știut. Uh, în ce direcție o va lua umanitatea aceasta? Căderea omului în păcat a pregătit din veșnicie ca Domnul Isus Hristos să vină să răscumpere omul din păcatul lui. Și Dumnezeu a intenționat ca această instituție a căsătoriei să fie o reprezentare vizibilă a Evangheliei. Cel mai important lucru pe care îl are umanitatea este Evanghelia. Este cea mai grozavă veste care s-a dus vreodată pe planeta aceasta. Adică că Dumnezeu a creat omul perfect. Că Dumnezeu i-a dat omului o grămadă de binecuvântări, de plăceri, și că la un moment dat omul, din niciun motiv rațional, a respins pe Dumnezeu și binecuvântările lui. Și s-a pus împotriva lui Dumnezeu și a făcut gașcă cu Satana și a distrus acel plan pus în practică de Dumnezeu, materializat acolo în Grădina Eden. Însă vestea pe care Dumnezeu a dat-o chiar din Grădina Edenului este că va veni sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Și Dumnezeu a intenționat ca în răscumpărarea pe care Hristos a adus-o pe pământ și strângându-și o mulțime pe care nu o poate număra nimeni în biserică, Dumnezeu a intenționat ca în relația dintre Hristos și biserică să se observe dragostea lui Dumnezeu și în relația dintre Hristos și biserică, relația aceasta dintre Hristos și biserică să ajungă să fie văzută în relația de căsătorie. Dincolo de plăcerea pe care o experimentăm în căsătorie, dincolo de bucuriile pe care le avem în căsătorie, Dumnezeu a intenționat ca soțul și soția să arate dragostea nemărginită pe care Domnul Isus Hristos a avut-o pentru biserica lui. Ca soțul și soția să arate acea supunere pe care biserica o arată față de Domnul Isus Hristos. Căsătoria este în primul rând o demonstrare, o reprezentare vizibilă a relației dintre Hristos și biserică. Cel mai Uh, teribil mod în care este făcută antireclamă uh, Evangheliei, este când un soț și o soție nu se mai înțeleg și ajung la punctul în care ei zic, domnule, nu mai putem să trăim împreună. Știți ce spune atunci? Mai ales dacă avem de-a face cu creștini. Ei spun, domnule, există anumite motive pentru care și Domnul Iisus Hristos ar putea să-și lase biserica, adunarea, să o lepede și să o lase în voia minții ei. Ceea ce nu este adevărat. La un moment dat în căsătorie soțul și soția pot să ajungă la anumite momente de tensiune atât de puternice încât nu mai găsesc niciun motiv. Nu că nu există. Ei nu mai găsesc niciun motiv să rămână împreună. Știți care ar trebui să fie cel mai puternic motiv? Nu doar pentru care ei să rămână împreună, ci să lupte pe brânci pentru a face căsătoria, lui, să, căsătoria lor să reprezinte și să aducă glorie lui Dumnezeu. Știți ce? Înțelegerea faptului că această instituție a fost rânduită de Dumnezeu în primul rând pentru a arăta gloria Domnului Isus Hristos în relația lui cu biserica. Dragostea nemărginită pe care Hristos o are pentru biserica lui. Însă pentru început aș vrea să subliniez următorul aspect. Poate este ceva ce auzim mai rar. Eu cred că femeia a fost rânduită de Dumnezeu să aibă un rol esențial în planul lui Dumnezeu. Sunt mulți care iubesc versetul ăsta. Femeia a fost un, făcut un avutor pentru bărbat și răstălmăcesc, reinterpretează, scot din context pasajul acesta ca să de acum, sentimentul că femeia are un loc mai prejos decât bărbatul în planul lui Dumnezeu, ceea ce eu cred că este fals. Da, femeia este un avtor pentru bărbat, însă în Sfânta Scriptură ni se arată că femeia are un rol esențial în planul lui Dumnezeu. Și voi vorbi, în primul rând, pentru Ana, pentru surorile necăsătorite din locul acesta, pentru surorile căsătorite, pentru surorile care au fost căsătorite și poate bărbatul a murit. Aș vrea să adresez un cuvânt pentru fiecare În primul rând pentru surorile care sunt necăsătorite 1 Corinteni, capitolul 7, ne spune următorul lucru Eu aș vrea ca voi să fiți fără griji Asta le spune surorilor necăsătorite Vrea să fie fără griji Cum să cum, cum poți să fii fără griji? Nu te mărita Nu te mărita Domnule dacă nu te măriți, nu ai nicio grijă nu ai, nu ai treabă Ce poți să faci dacă nu te măriți? Și ești fără griji Pavel nu spune Investește tot timpul pe care l-ai până la căsătorie, Investește tot timpul în reviste de modă, consumă toate filmele, toate seriale pe care le găsești, stai la telenovele, stai pe Facebook, pozează-te lângă copaci, lângă ape, lângă frunze, lângă ce mai găsești tu, puneți pe Facebook, investește, -te, investește -te în tine în a te lansa. Fii preocupată de modă, că după ce te măriți, nu o să mai ai timp, că o să trebuiască să ai grijă de bărbatul tău și de prunji. Boiește, te dă cu var pe tine, dă cu... Domne, investește cât poți în tine. Stai de vorbă cu alte fete, întreabă-le pe ele, consultați-vă una pe alta, umblați prin mall-uri băteți cele mai scumpe magazine, cumpărați-vă haine. Viață, domnule, adevărată, nu? Nu, uitați ce spune Pavel. Pavel spune, spune sunt două variante. Ești căsătorit sau necăsătorit? Dacă ești necăsătorit, cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului. Asta este chemarea pentru cineva care are un celibat temporar sau nedeterminat total. Chemarea lui Dumnezeu este să investești și să-ți pui tinerețea ta la picioarele Domnului Isus Hristos. Să slujești pe Dumnezeu, pentru că va veni o perioadă, dacă te vei căsători, că nu vei mai putea face lucrul acesta cum l-ai făcut înainte. Nu vei mai putea face lucrul acesta. Pentru asta este perioada de celibat temporar sau total. Am întâlnit multe persoane care sunt singure și sunt frustrate. În singur. Nu mă mărit sau nu mă însor. Că n-am găsit fata sau n-am găsit băiatul. Oare nu cumva Dumnezeu ți-a lăsat perioada aceasta ca să investești în slujba lui, în lucrarea lui? Tot așa între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului. Ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă bărbatului ei. Se face diferența foarte clar. Da? Așadar, pentru surorile necăsătorite, pentru băieții necăsătoriți din locul acesta, Dumnezeu nu va da perioada aceasta ca să căutați o fată sau un băiat cu care sunteți compatibil și să săriți din floare în floare, din relație în relație, încercând fete sau băieți. Nu pentru asta este perioada de celibat. Temporar. Nu pentru asta este. Este pentru a pune la picioarele Domnului Isus Hristos și a sluji pe Dumnezeu cum nu vei mai putea să slujești altă dată. Da? În al doilea rând, aș dori să adresez un cuvânt pentru în continuare pentru surorile care ar trebui să se mărite, care ar trebui deja să se mărite. În Biserica Primară a existat o situație specială și anume unele surori tinere rămâneau fără bărbat. Însă Apostolul Pavel le tratează pe femeile acestea ca niște femei care îs uh, candidați potrivit pentru a se căsători din nou. El zice în versetul 11 din 1 Timotei, capitolul 5, în felul următor, dar pe văduvele tinere să nu le primești pentru că când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Problema nu asta era, că voreau să se mărite. Problema erau că atunci când le-au murit bărbatul, femeile astea au spus în felul următor. Vai, știți cum e? Hu, parcă e și un sentiment de e, ușurare după aceea. Bărbatul ăla care, na, ți-a făcut viața ușoară, de acum pot să-L pe Dumnezeu. Îmi pare rău că nu l-am slujit pe Hristos înainte. Și face legământ că va rămâne singură în slujba Domnului. Dar, ce se întâmplă? Zice așa. Când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Și se fac vinovate de faptul că își calcă credința dintre adică legământul sau promisiunea pe care au făcut-o lui Dumnezeu. Și ce spune Pavel? Cum să le tratezi? Ce să, ce să faci cu ele? Înainte să spună lucrul acesta, era arată ce problemă era? De ce nu era ok să rămână nemăritat? Uitați versetul 13. Să-mi spuneți dumneavoastră dacă nu se potrivește cu ceea ce vedem astăzi. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Ați întâlnit persoanele în astea? Nu au treabă, domnule. Și dacă n-au treabă acasă la ele, să duc acasă la alții. Și te pun și uneori în situații penibile când trebuie să spui ceea ce n-ar trebui să spui, da? Îți faci atunci atunci drum de acasă. Zic, eu nu sunt acasă. Dacă n-ai plecat, acum 30 de secunde când, când, am văzut numărul tău pe telefon. Da? Și am știut că vii la mine. Care era problema? Problema era că n-aveau treabă. Și zice Scriptura, umblau fără nicio treabă din casă în casă, că n-aveau casa lor. Și nu numai că sunt leneșe, știți fete din astea? credincioase, pocăite în familie de credincioși, știți? Eu știu. Leneșe, dar sunt și limbute, vorbesc foarte mult, și iscoditoare. Și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Asta sunt preocupate, ele deja au experimentat căsătoria. Acum sunt oare cum experimentează Iosif cu Ana căsătoria? Eu înainte să mă căsătoresc, eram logodit, așteptam uh, cu nerăbdare clipa căsătoriei, au fost uh, câteva uh, doamne din astea foarte îndrăznețe și foarte pricepute în ale căsătoriei, deși nu aveau experiență, care aveau, chiar la propriu, aveau materiale acolo cu care o cercetau pe nevasta mea să-i spună ce să facă, cum să facă, unde să stăie, cum să stăie și lucrurile astea, femei credincioase. Ea nu avea poșetă cartea de cântări sau Biblia, că grele. Dar aș putea lua manualul. Manualul în care să o învețe cum ar trebui să poarte ea cu, cu, viitorul ei soț. Da? Cum ar trebui să se îmbrace, cum ar trebui să nu se îmbrace. Și multe alte sfaturi de genul acesta. Femei care, fiindcă nu au casa lor și fiindcă nu au treaba lor, încep să se bage în treburile altora. Și să le fie rușine căror persoane care au curajul să discute, să întrebe sau să sfătuiască persoane cu privire la ceea ce se face în pat sau pe lângă pat. Este o rușine înaintea lui Dumnezeu. Nu este treaba noastră asta. Nu este treaba noastră să ne interesăm de ce fac alții în patul lor. Este o rușine. Este o rușine. Și sunt persoane care se consideră credincioase și fac lucrul acesta. Tu nu fă așa. Ați că spun eu cum. Tu nu-l băga în seamă. Tu te învăț eu, că eu am deja experiență. Asta sunt lucruri care vin de la satana. Să nu vă puneți niciodată semnul întrebării care este sursa acestei tendințe de iscodire, de limbuție. Asta care e prietena ta cea mai bună și te sfătuiește pe tine într-un fel sau altul, mai are o prietenă foarte bună. Și după ce ai spus tu necazurile tale și problemele tale și lucrurile care nu merg cum trebuie într-un domeniu sau altul, ea se duce să, să ea se sfătuiește cu alta. De ce? Că vrea să te ajute după aia și să spună, uite, eu m-am mai sfătuit cu cineva, ai ai spus altcuiva despre mine. Nu, nu, i-am spus numai ca să îi cer o părere, că ea e mai pricepută. Și află tot satul despre ceea ce faci tu acasă. Și astea sunt femei crincioase care fac în felul acesta. Ce spune Pavel? Pavel zice așa, și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Ce să se întâmple? Vreau dar ca văle tineri și asta e valabil și pentru surorile tinere, că ele au cam același comportament. Vreau să se... Interesant, Pavel nu spune pocăință, toate la stăruință și la pocăință pentru păcatele astea, că limbute. Pocăiți-vă de limbuție. Pocăiți-vă că sunteți iscoditoare. Pocăiți-vă că umblați din casă în casă. Pavel spune nu. Domnule, toată problema asta s-a rezolvat foarte simplu. Cum? Să se mărite. Dar Pavel nu se oprește aici. Pavel nu se oprește aici, că el știa că problema nu se rezolva așa. Să se mărite și să aibă copii. Avem acest demon specializat pe nefacerea de copii. Pe nefacerea de copii. Biblia spune așa, să se mărite și să facă copii. copii. Asta spune Biblia, să se mărite și să facă copii. Și cum să iei căsătoriți, vin iarăși înțelepții lumii și spun, măi copii, acum voi poate nu știți cum stă treaba, dar vă spun, vă apucați de la început, de vă cu prunci, Trebuie să vă bucurați voi la că 5, 6, 7, 10 ani cineva când a văzut că eu după două luni de zile vă spun sincer, când a văzut că nu vin prunci, m-am speriat. Am zis, domnule, trebuie să mă duc la medic să verifice instalația, ce e cu mine, dar nu... Da. Alte persoane când au auzit că o să am prunc așa drept, au zis, leu, Andrei nu știe de metode, de tehnici, de chestii, domnule, ăsta nu-i pus în temă, trește în secolul XXI, înapoia săracul. Pentru că oamenii n-au înțeles care este planul lui Dumnezeu pentru familie. Că scopul lui Dumnezeu a fost ca oamenii să fie împreună și să aibă copii. Și după ce are copii, zice, să fie gospodine une. Dacă mai înainte se plimbau din casă în casă, acum au treabă în casa lor. Zice, să fie gospodine în casa lor. Și care, care e motivația pe care o dă Pavel? Auziți ce spune? Ca să nu dea potrivnicului sau satanei niciun prilej de ocară, căci unele sau și întors să urmeze pe satana. Pavel nu spune asta care s-au întors să urmeze pe Satana. Domnule, ce lucru grav au făcut să se pocăiască, nu spune Pavel. Dacă s-au întors să urmeze pe Satana, să se întoarcă și să urmeze pe soțul lor și să-și crească copiii, să facă copii, să crească copiii, să fie gospodine și asta este soluția lui Dumnezeu și asta este planul lui Dumnezeu. Da? Planul lui Dumnezeu pentru sora necăsătorită care poate să se căsătorească și ar trebui să se căsătorească. Dacă vezi tendințe în tine, dacă ești capabil să umbli din casă în casă, dacă ești lenește, dacă ești limbută și scoditoare, e bine să te pocăiești, dar mai bine mărită-te. Că lucrurile astea o să se rezolve de la sine. Amin. Da, nu prea stezi de acord, asta spune Biblia. Uitați, Scriptura spune ceva și pentru femeile în vârstă. Da, ne-a uitat la femeile, surorile care rămân într-o perioadă de celibat și trebuie să slujească pe Domnul, cele care trebuie să se mărite. Scriptura spune ceva și despre femeile în vârstă. Tit, capitolul 2, zice așa. Spune ca femeile în vârstă, că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtoare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, da, să nu le placă băutura. Și auziți, să învețe pe alții ce este bine. Ca să învețe pe femeile mai tinere. Vedeți care este rolul fundamental al femeii, chiar și când a ajuns în vârstă? O femeie care a ajuns în vârstă, da? Că este văduvă sau nu este văduvă? O femeie care a ajuns în vârstă are un rol fundamental în adunarea Domnului Isus Hristos. Și care este rolul ei? Rolul ei este că dacă este o femeie duhovnicească, vorbește despre femei duhovnicești, da? Femei duhovnicești, femei care au caracter, femei care l-au iubit pe Domnul Isus toată viața. Femeile acestea au un rol fundamental în a învăța pe femeile mai tinere. Dar Pavel nu lasă la voia întâmplării și nu lasă pe ele să aleagă ce să le învețe. Ca mai auzit și auzim fiecare dintre noi femei mai în vârstă care au învățat pe femeile mai tinere niște prăpăstii de nu le poți rosti în public. Pavel spune ce să învețe pe femeile mai tinere. Și aici e și pentru Ana și pentru suror, toate surorile care sunt căsătorite. Dar asta ar trebui să facă femeile în vârstă, să fie femei de caracter, femei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, să-și iubească bărbații și copiii. Cel mai important lucru într-o căsătorie este dragostea. Nu știu dacă ați văzut vreodată o casă care arată perfect. Toate lucrurile spuse la punct. O femeie care lucrează ca într-un furnicar. Toate lucrurile spuse la punct, dar nu -i iubește. Îi vine bărbatului să se suie pe acoperișul casei și să roadă acolo singur o bucată de pâine uscată ca iepurașul în coteț. Da, toate lucrurile spuse în casă, cum trebuie. Porunca, prima poruncă a Scripturii asta este să-și iubească bărbații și copiii. Când eram în facultate și mă pregăteam să mă căsătoresc, un frate m-a luat deoparte și zice, mă, să știu un lucru. Acum ești pe primul loc în viața nevestii Dacă nu o să vină pruncul, o să fii pe locul 2. Și când o să vină al doilea pruncul, o să fii pe locul 3. La mine profeția nu s-a împlinit, îmi pare rău pentru el. Și îmi pare rău și pentru dumneavoastră dacă lucrurile s-au întâmplat așa. Și soțiile care fac lucrul ăsta ar trebui să se pochească. Știți de ce? Că Biblia pune prioritățile corect. Să iubească întâi bărbații și copiii. Cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru copilașii noștri, știți care este? Să ne iubim soțiile și soțiile să-și iubească bărbații. Este cea mai bună lecție pe care o poți arăta. Să i înveți lecția dragostei. Ăsta e cel mai important lucru. Nu să pui toate lucrurile la punct că dacă relația dintre soț și soție nu este corectă, nu este o relație de dragoste, îi dai cea mai proastă reacție copilului tău despre viață, despre căsătorie și despre Evanghelie. Pentru că noi reprezentăm Evanghelia în căsătorie. De asta Biblia spune să-și iubească întâi bărbații și copiii și apoi spune să fie cumpătate sau echilibrate, cu viața curată, da? să fie o femeie de caracter, ăsta este lucrul cel mai important și abia în al treilea rând spune să-și vadă de treburile casei. Adică poți să te căsătorești, să ai copii și tot să nu-ți vezi de treburile casei. Să te preocupi de treburile casei altora. Observați ordinea. Observați ordinea să-și iubească bărbații și copiii, dragostea, să fie o atmosferă de cer în casă, da? să fie o femeie de caracter, să se preocupe de caracterul ei și apoi spune scriptura aici, să-și vadă de treburile casei, să fie gospodină, să fie bune, supuse bărbaților lor și uitați din nou motivația. Pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Dacă la un moment dat nu-ți mai suporți bărbatul și consideri că ai toate motivele din lume să nu asculți el, să nu te supui, să nu-i mai faci mâncare, să nu-i mai împlinești nevoile, ar trebui să faci toate lucrurile astea cum le-ai făcut înainte pentru un singur motiv. Ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că ești o femeie de caracter, o femeie care îl iubește pe Domnul Isus, care îl cunoști pe Domnul Isus și care înțeles că țelul primar al vieții tale nu este să fii căsătorită, ci să dai glorie lui Dumnezeu. Iar dacă ești căsătorită, scopul primar al vieții tale este să dai glorie lui Dumnezeu în casa ta iubindu-ți bărbatul, iubindu-ți copiii, fiind gospodină la casa ta, da? fiind gospodină la casa ta, fiind o femeie de caracter, ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. O femeie care nu face lucrul ăsta, spune Pavel în ultimul Timotei, capitolul 5, că s-a și întors să urmeze pe satana. S-a și întors să urmeze pe satana. Și acum un cuvânt pentru surorile căsătorite. Pentru care, cele care sunt deja căsătorite, care au deja prunci. Vreau să vă dau un exemplu extraordinar din Sfânta Scriptură. A unei femei căsătorite. A, de fapt, un exemplu a două femei căsătorite. Uitați ce spune Scriptura. 2 Timotei capitolul 1, versetul 5. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută și auziți. Care s-a sălășluit slăș întâi în bunica ta, Lois, și mama ta e unice. Vreau să vă întreb, unde era bunicul lui Timotei? Biblia nu spune nimic de el. Unde era tata lui Timotei? Scriptura ne dată, că era grec. Dar unde era el? în creșterea lui Timotei. Auziți, credința neprefăcută care s-a le slă, întâi în bunica ta lui Ace și în mama ta e unice și sunt în credința că și în tine a treia generație a unui om credincios care era credincios pentru că Dumnezeu a lucrat în viața lui prin bunica lui și apoi prin mama lui. S-ar putea să ai frustrarea asta ca femeie că bărbatul tău nu se ocupă destul de copiii tăi. Ia-ți responsabilitatea asta. Ia-ți responsabilitatea asta s-ar putea să fie un context în care poți să-l aduci pe bărbatul tău, să înțeleagă că trebuie să-și ia responsabilitatea de cap spiritual în familie. Foarte bine! Dar dacă el nu face lucrul ăsta, trebuie să-l faci tu. Și este un lucru extraordinar atat în Scriptură, cu credința s-a dus generațional, nu că nu s-a dus prin naștere, ci s-a dus generațional pentru că fiecare generație și-a înțeles responsabilitatea de a da credința mai departe. Ăsta e cel mai prețios lucru pe care putem da copiilor noștri. Eu nu cred în nașterea de prunci, de dragul nașterii de prunci. Eu cred în nașterea de prunci care avem să fie credincioși și să fie martori a Domnului Isus Hristos pe pământ. În asta cred eu. Cred în nașterea de prunci care avem să fie ucenicii Domnului Isus Hristos. Să reprezinte cu cinste pe Dumnezeu în lume. Acesta este rolul fundamental al femeii pe pământ. În general, bărbatul se duce afară și aduce pâine acasă. Aduce cele necesare pentru casă. Cea care stă cel mai mult cu copii este femeia, soția. Și ea este aceea care din când în când poate să semene în viața copilului cuvântul lui Dumnezeu care duce la rod. Și în această dimineață aș vrea să laud pe mama Oanei și Dumnezeu să o binecuvinteze pentru că a făcut o treabă minunată. Și vreau să o laud și pe mama lui Iosif care și ea ne-a crescut pentru gloria lui Dumnezeu și dacă suntem în locul acesta, este pentru că au fost două mame credincioase în aceste case. În ciuda tuturor dificultăților și a tot ce există în casele noastre. Au fost niște mame credincioase care au dat credința mai departe. Pavel repete lucrul ăsta în capitolul 3 și spune așa. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. De la cine? De la Pavel? Auziți. Din pruncie Cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus? Auzi ce s-a întâmplat? Noi am inventat cutiuța asta numită Mama și Copilul, care este o blestemăție în multe adunări. că acolo este uh, uh, soția și bârfa. Cam asta este. surorile și bârfa, nu-i Mama și Copilul. Eu vă spun din experiență. da. Uh, și totul se bazează pe următoarea filozofie. Copilul nu înțelege, domnule. Copilul e prea mic. Și dacă la, duci în adunare, noi toți suntem așa de simandicoși și de sensibili că dacă un copil o mișca puțin o jucărie, nu că ar trebui să vină cu jucării la adunare. Dar dacă a venit, o făcut greșeala și a venit cu jucăria, o mișcat o jucărie, toți ne întoarcem furioși, parcă n-am văzut un copil în viața noastră care a mișcat o jucărie. Mai copilul ăsta a mișcat o jucărie, fai, părinții ăștia n-au grijă de copii. Parcă copiii tăi ar fi stat toată viața ca bibelou. Ei nu au mișcat în viața lor nimica. Sunt, domnule, dacă tu ai venit la adunare să te închini Dumnezeu și ai venit să dai glorie lui Dumnezeu și dacă ar scăpa la un sac de jucării jos, ce treabă ai tu cu el? Ce, de cele mai multe ori problema nu este cu copiii care sunt în casa Domnului și care mișună printre noi, ci că noi tot întoarcem capul după ei. Un copil! N-ai văzut copii? ai o mașinuță! Da, a fost un copil cu o mașinuță. care e problema? El n-ar trebui să vină cu mașinuță. Vreau vă spun și din experiența familiei noastre în care am crescut și din experiența familiei mele, copilașii noștri înțeleg mult mai multe decât credem noi că înțeleg ei. Problema nu este cu ei, problema este cu inconsecvența noastră. Copilașii de la o vârstă fragedă pot să învețe că de trei ori sau de două ori pe săptămână trebuie să stea două ori în casa lui Dumnezeu nemișcați. Și o să învețe să facă lucrul ăsta. Și dacă nu învață de bunăvoie, există suficientă vegetație ca să-l ajut să înțeleagă, da? Că la un moment dat nu învață de vorbă bună. Asta e. Pavel spune lui Timotei că el din pruncie cunoștea Sfintele Scripturii. Cum cunoștea din pruncie Sfintele Scripturii? Cel mai bun lucru pe care îl putem face cu copiii noștri este să stăm dimineața sau seara cu ei sau la amiază și să le citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Mulți, ah, ai un, ai un geniu de copil. Nu am un geniu de copil. I-am citit câteva zeci sau sute de zile la rând din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu am un geniu. I-am citit din Cuvântul lui Dumnezeu și am învățat Cuvântul lui Dumnezeu. Iar tu n-ai făcut asta. Nu e niciun geniu. Dacă au unii o înclinație, alții au o altă înclinație, că unii învață mai ușor, că alții învață mai greu, asta este cu totul altceva. Dar în sufletul fiecărui copil poate fi însămânțat cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura este cel mai bun lucru care putem face pentru ei. Și asta a făcut bunica lui Timotei, asta a făcut mama lui Timotei pentru ei. Asta a făcut pentru ei. Asta a făcut pentru ei. Uitați, unul Timotei, capitolul 3, versetul 15, spune exact același lucru, exact același lucru, da? Mă scuzați, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fi dacă stăruie cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Contextul este acela al slujirii publice în adunare și Pavel interzice femeilor să învețe în adunare, da? Să-și dea cu părerea. Și Pavel spune, din starea aceasta, da? Din poziția aceasta de jos în adunare, că nu are voie să învețe, ci numai bărbatul are voie să învețe, ea va fi mântuită sau va fi scăpată sau va fi ridicată, da? Nu se referă la mântuirea prin Domnul Isus Hristos aici, că contextul este acela de învățătură. Din poziția aceasta de jos în adunare va fi ridicată dacă în casa ei de naștere de fii care stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Asta este o femeie de succes. Asta este o femeie de succes în lumea asta. Ce folos Ascultați-mă, ce folos? Că ai deschis nu știu ce companie, că ai făcut nu știu câți bani, că ai construit nu știu ce în lumea asta și la urmă te-ai dus fără nimica. Cel mai bun lucru pe care îl poți da lumii acestea căzute în păcat și cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru împărăția lui Dumnezeu este să crești niște fii credincioși. Asta e cel mai bun lucru pe care îl putem face. Ce vrei să lași? Pământurile tale și banii tăi și construcțiile tale, cu ele lași? Să facă ce cu ele? Să facă ce cu ele? Mulți și-au vândut sufletele lor și suflete copiilor lor pentru niște bani, pentru un trai mai bun. Și am crescut cu mentalitatea asta imediat după Revoluție, în continuă auze lucruri. Eu vreau ca copiilor mei să nu le fie la, greu, la fel de greu ca nouă. Și ne muncim și ne spătim și ne distrugem pentru ei. Și cu sufletul lor ce faci? Cel mai bun lucru pe care le putem face pentru noi, pentru copiii noștri, pentru lumea aceasta și pentru împărăția lui Dumnezeu este să creștem copii care stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie pentru mine cea mai de succes femeie din lumea aceasta este mama mea. N-aș fi vrut bani mai mulți de la ei, nu trebuie nici pământurile lor, nici moștenirea lor, nu trebuie nimic de la ei. Că mi-au dat cel mai important lucru. Mi-l-au dat pe Hristos în inimă. Asta e cel mai grozav lucru cu care au făcut părinții ăștia pentru noi. Numai când ajungi să înțelegi groapa pieirii din care te-a scos Dumnezeu, numai când ajungi să experimentezi mântuirea prin Domnul Isus Hristos, să-ți dai seama că tot efortul părinților tăi de a te aduce la punctul acela, tot efortul părinților tăi de a te aduce la casa Domnului, de a-ți vorbi din cuvântul lui Dumnezeu, de a se ruga pentru ei, tot efortul lor este cel mai important lucru care s-a întâmplat în universul ăsta pentru tine. Asta este cel mai grozav lucru. Și pentru asta dau slavă lui Dumnezeu. De ce să nu fii tu un părinte din asta? De ce să nu fii tu un părinte din asta? Că la asta te-a chemat, la asta te chemat Dumnezeu. Și acum, pentru, în continuare, pentru cei care sunt căsătoriți, eu mi-aș fi dorit ca lucrurile astea să nu trebuiască spuse în adunare, dar trebuie spuse pentru că sunt în cuvântul lui Dumnezeu și Duhul sunt a prevăzut anomaliile și aberațiile și ereziile care urmau să provodească astăzi. Auzi ce spune Scriptura, 1 Timotei, capitolul 4. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, apostazie. Renunți la cuvântul lui Dumnezeu, la învățăturile cuvântului lui Dumnezeu și te duci după învățăturile dracilor. Un limbaj foarte dur. Care e domnul ăla care se duce după învățăturile dracilor? Ia auziți. A bătut de fățărinșia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu un însuși cugetul lor. Și acum așteptăm. Ce învață oamenii ăștia care s-au dus după învățăturile dracilor? Ce învață mincinoșii ăștia, șarlatanii ăștia, fățarnici ăștia, oamenii ăștia însemnați cu fierul roșu în, însuși cu jetul lor? Iau zice, eu opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Știți ce se întâmplă? O tragedie mare. Repet, mi-ar fi plăcut să nu trebuiască să spun lucrurile astea, dar le spun public pentru că trebuie. Și ce se întâmplă? Oamenilor căsătoriți li se spune din partea unora, mă, nu trebuie să fie așa de des. Mă, nu aveți intimitate chiar așa de des. Ce tragedie s-ar putea întâmpla că bărbat cu femeia au intimitate, domnule? ce tragedie s-ar putea uh, întâmpla. Și am, uh, am întâlnit cazuri exacte în care au fost duși tineri în rătăcire de asemenea persoane, care, din anumite motive, li s-a transmis ideea că n-ar trebui să aibă cu soția intimitate, decât, ce știu eu, ca, pa ca la pașele la Crăciun, cum se duce ortodoxul la biserică. da? Ceva? Pavel spune astea, Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă asta este lepădare de credință. Asta este învățătura dracilor. Asta este, asta este duhul înșelător. Asta este fățărnicie și minciună căsătoria nu trebuie oprită, auziți de ce? Că ea trebuie să fie luată cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu, inclusiv soțul sau soția, este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dumnezeu ți-a dat dreptul, Dumnezeu s-a bucurat gândindu-te din veșnicie că te va crea și te-a rânduit ca să te căsătorești și te vei bucura de căsătoria ta. Și Dumnezeu a zâmbit când tu te vei bucura de căsătoria ta. Lui Dumnezeu i-a plăcut lucrul acesta pentru că El a făcut asta. Dumnezeu a creat căsătoria. Dumnezeu a creat intimitatea și plăcerea în căsătorie. Este o învățătură diabolică, satană, satanică, demonică, care a intrat în capetele multora și oameni care propovăduiesc pe ascuns lucrul ăsta, că într-un fel sau altul știu ei o, o ecuație spirituală de a reglementa relația intimă. Și vor să-ți dea și ție tehnica aia. Fugiți de lucrurile astea. Fugiți de lucrurile astea. Și dacă nu este clar, Pavel lămurește lucrul acesta și în 1 Corinteni, în capitolul 7. Auziți ce spune Pavel foarte frumos în 1 Corinteni, în capitolul 7. Și unii s-au luat de pasajul acesta. Zice Scriptura așa. Totuși, din pricina curviei, nu zice Pavel, din pricina curviei, du-te la exorcizare, să scapi de duhul de curvie care e peste tine. Au ce Pavel, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui. Nu e interesant. Deci, mă pocăiți, vă mă, dacă aveți tendințe din astea. Măi, tu vrei să te căsătorești? Pocăiește-mă de lucrul ăsta. Îți dorește va dore. Vai, mare păcat. Nu, Pavel spune din pricina curviei, fiecare bărbat să aibă nevasta lui și fiecare femeie să aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Care datorie credeți? Ne spune textul imediat care datorie. Nu datoria de a mânca, se referă la datoria intimă. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci Nevasta, dacă nevasta vrea să te bărberești, te bărberești. Da? Dacă nu vrea să te bărberești, nu te bărberești. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de sos decât doar, auziți, foarte important, prin bună învoială, nu că nu știu ce deșteptul o sfătui pe bărbatul tău, mă, ești mai sfânt dacă e mai rar. Nu, prin bună învoială, soțul și cu soția stabilește lucrul ăsta. Nu stabilește numai soția, nu stabilește numai soțul, nu stabilești alții în locul lor, ei stabilesc, auziți ce spune Scriptura, prin bună învoială, pentru un timp. Acum aici, paranteza poate să fie foarte mare pentru unii. Pentru un timp ce înseamnă? Îți spune Pavel pentru un timp ce înseamnă? Ca să vă îndeletnicești cu postul și cu rugăciunea, vreau să vă întreb, cât ați postit cel mai mult? Pavel spune precis pentru ce să oprești. Cât postești? Cât pot posti? Zis, cât, cât ai putea să postești? Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu nu ne lasă nu ne lasă căi din astea de scăpare pentru oameni care, spune Scriptura, sunt semnați în înșul cugetul lor cu fierul roșu. Ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați, iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Din nou, Pavel nu spune, vă ispiti satana? Mai nestăpâniți, mai sunteți. Rugați-vă Domnului să vă scape de nestăpânirea asta. Nu spune Biblia așa. Biblia spune soluția care este, să se împreune iarăși, da? Este o poruncă de la Dumnezeu, este chemarea lui Dumnezeu. Și în câteva cuvinte în final, în această dimineață, aș vrea să subliniez din Efeseni capitolul 5 câteva elemente fundamentale pentru ca o căsătorie să fie la standardul la care Dumnezeu dorește să fie. Eu am auzit foarte mult povești la nunți, foarte multe ilustrații, foarte multe glume. Nu mai știți cum e după săptămâna de miere, că nu e chiar lună, nu? După săptămâna de miere, intri în viața reală. Intri în viața reală. Dacă ești băiat pocăit și soră pocăită și începi să ai și prunci, trebuie să desfaci pe și să speli copiii. Viața reală, muncă. Asta e viața reală. Foarte devreme se întâmplă lucrurile astea, da? Și ai nevoie de altceva decât de fluturașii pe care le-ai avut în ziua cununiei civile sau religioase sau în perioada în care ai fost logodit. Ai nevoie de niște principii puternice care să te ajute să trăiești viața de căsătorie cum Dumnezeu dorește. Și Efeseni capitolul 5 tratează exact lucrul acesta. Viața de căsătorie, dar foarte interesant, o îmbină cu viața bisericii. Pavel, imediat după ce vorbește despre viața bisericii, vorbește în legătură strânsă cu viața de căsătorie. Și primul principiu pe care vreau să-l subliniez în această dimineață este acesta. Nu vă jucați cu biserica, cu adunarea Domnului Iisus Hristos. Nu vă jucați. Și veți observa lucrul ăsta. Dacă ați făcut deja păcatul ăsta, veți vedea că lucrurile stau așa. Cu cât vei neglija mai mult adunarea, cu, cât cu atât satana va avea mai mult acces în casa ta. Există nu știu ce. Și nu mi cere să vă explic. Există o prezență specială a lui Dumnezeu în adunare care binecuvintează familiile și care protejează familiile. Nu neglija lucrul acesta. Nu fenta. Nu fenta mersul la adunare. Nu fenta lucrul acesta. Relația cu biserica este fundamentală. Citiți acasă Efeseni capitolul 5 și vedeți. Viața bisericii cu viața familiei să îmbină una cu cealaltă. Versetul 15. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Ne spunea un frate profesor nou la facultate căsătoria nu este pentru proști. Și așa este. Dom'le, căsătoria îți solicită creierul ăla, IQ-ul ăla, nu știu cât de dezvoltat e al tău, dar să-l solicită, total să-l solicită, da? E o singură femeie, cineva spunea, întreba pe socul meu, domnule, dar câți copii ai? Atâția copii Toți cu aceeași nevastă? Da, toți cu aceeași nevastă. Păi cum? Și nu s o trecut niciodată prin cap să te duci la altă? și el spunea, domnule, eu nu fac față la intern, da? Ce să caut eu până... Îți solicită o femeie, dacă o înțelegi cum trebuie, îți solicită total, toată viața ți-o solicită. nici n-ai timp de altceva nici n-ai timp de altceva, n-ai timp nici de diavolul, nici de ispitele lui. Că solicită toată atenția, toată energia nevastă aceea. Și Pavel spune așa, luați seama să umblați cu băgare de seamă sau cu acribie, ăsta e cuvântul original aici, cu acribie, cu atenție, luați seama la detalii, nu ca nește neînțelepți, ci ca... Niște înțelepți, trebuie înțelepciune ca să fii căsătorit și trebuie ca să trăiești cu atenție. Versetul 16. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Nu te trezi după șapte ani de zile că spui, a, după ce am băgat nu știu ce lucruri în mine, nu mai pot să am copii. Înțelege că viața este scurtă. Înțelege că este un timp când să faci copii. Înțelege că toate lucrurile decurg și lucrurile merg înainte că vrei tu sau că tu nu vrei. Fiecare secundă din viața ta este importantă. Înțelegeți în al doilea rând, da? Nu doar că îți trebuie înțelepciune să trăiești viața, ci că trebuie atenție să trăiești viața. Să răscumperi vremea că zilele sunt rele. Să te folosești de fiecare oportunitate și să faci lucrurile care trebuie să le faci, cum trebuie să le faci. În al treilea rând spune Pavel aici, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Cum să trăiești viața de căsătorie dacă tu nu citești cuvântul lui Dumnezeu? Vreau să întreb bărbații din sala asta când a fost ultima dată când au citit cu nevesele lor cuvântul lui Dumnezeu. Nu priviți cu dispreț lucrul acesta. Rezultatele se vor vedea întocmai. Când a fost ultima dată când tu, ca și preot al familiei tale, ca și cap spiritual al familiei tale, ai citit cuvântul tău cu soția ta? Când a fost ultima dată când tu, soție, dacă el nu a inițiat, tu ca o femeie înțeleaptă care zidești casa, L-ai întrebat pe bărbatul tău. Bărbat, ia zi -mi și mie ce spune textul ăsta. Și îl faci pe bărbatul tău să se simtă prost, că ar trebui să se simtă așa, că este, și să se pună pe studiu, ca să-ți poată explica întrebările pe care le ai. Când a fost ultima dată, când v-a strâns și sau familia, să stea la rugăciune, să stea în cuvântul lui Dumnezeu, să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Mulți zic, dar ce știe băiețelul meu de un an din cuvântul lui Dumnezeu? De ce să-l aduc la adunare? De ce să mă chinui cu el? Că nu stă țapă. Lasă-l Domnului să stea acolo. Cum crezi că o să învețe să stea în adunare? Când crezi că o să învețe dacă nu-l dui și îl ții acolo? Ții acolo ca amenghine. Și învață că trebuie să stea în adunare țapă. Dar primul lucru, prima adunare a noastră este acasă la noi. El va învăța să stea cu minte aici, dacă a învățat acasă să stea cu minte la rugăciune și la citirea cuvântului. Sunt atât de multe familii, ascultați-mă, care sunt distruse de acest simplu lucru care nu este făcut. Nu este un accent, nu este o preocupare, nu este o strângere în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Nu fiți nepricepuți! Nu fiți nepricepuți. Înțelegeți care este voia Domnului. Nu o să vină Dumnezeu să-ți dea revelații speciale ție din cuvântul lui Dumnezeu. Va trebui să deschizi Sfânta Scriptură cu soția și cu copiii tăi și să o citiți. Și apoi următorul lucru pe care îl spune Pavel, al patrulea lucru, zice nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dar să nu fie o preocupare, Scriptura nu spune să nu bea vin, să nu consume vin, spune Scriptura să nu se îmbete de vin. Să nu existe exces, aici este un principiu, să nu existe exces în nicio privință. Pentru că lucrul acesta afectează profund viața de familie. Din potrivă, fiți plini de Duh. Orice om care s-a căsătorit știe că căsătoria după voia lui Dumnezeu nu poate fi trăită decât prin puterea Duhului Sfânt. Și Dumnezeu vrea să ne aducă la starea aceasta de epuizare în care să înțelegem că nu putem să fim căsătoriți după voia lui Dumnezeu fără puterea Duhului Sfânt. Nu se poate așa ceva. Deci dacă tu nu crezi în plinătatea Duhului Sfânt, treaba ta. Dar nu poți să trăiești ca un om căsătorit, credincios, fără plinătatea Duhului Sfânt. Nu se poate așa ceva. Pavel, și uitați, Pavel leagă înțelegerea Cuvântului Dumnezeu de plinătatea Duhului Sfânt. Înțelegeți care este voia Domnului? Din potrivă, fiți plin de Duh. Duhul lui Dumnezeu te. Unii zic, dar cum mă umple Duhul Sfânt? Ne apucăm dezbereat toți aici până vine Duhul Sfânt în noi? Cum ne dăm seama că o vine Duhul Sfânt? Îți spun când vine Duhul Sfânt, sigur 100%. Când ai o preocupare pentru a face voia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt vine acolo. Fără doar și poate. Când există un om care sincer, când Iosif și cu Ana, vom avea noi grijă de lucrul acesta, când Iosif și cu Ana se vor pune pe genunchi singura acasă, Când se vor pune singura acasă și vor spune, Doamne, suntem falimentari, Doamne, uite, asta am făcut față de Oana, asta am făcut eu față de soțul meu, suntem împreună, plâng, se pocăiesc, deschid cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne cere Biblia să facem? Asta ne cere Biblia să facem. Doamne, vrem să facem lucrul ăsta. Acolo va veni prezența Duhului Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt, binecuvântările Duhului Sfânt. Când va exista o preocupare pentru cuvântul Dumnezeu. Altfel nu vine. Deci dacă crezi că poți să faci o chestiune din asta foarte rapidă, da? Ca drogurile. Ai luat pastiluța, mergi 3-4 luni fără niciun fel de problemă, da? Până la următoarea pastilă care trebuie să iei. Nu merge așa. Trebuie să existe o preocupare sinceră, continuă, permanentă pentru voia lui Dumnezeu. Și apoi spune Scriptura așa. Și asta în special pentru eu, Versetul 19. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Unul dintre lucrurile care strică cel mai mult atmosfera din căsătorie sunt vorbele. Nu e Vorbele. S-a întâmplat ceva și ai scăpat o vorbă și tot ce a fost frumos acolo s-a spart ca un balon. Că nu te-ai putut abține, că nu te-ai putut controla. Motivul este că nu există plinătatea Duhului Sfânt acolo. Ăsta este motivul. Că Pavel spune, fiți plin de Duh și din plinătatea Duhului decur toate astea. Dar primul lucru care să vede că când un om este plin de Duhul Sfânt este modul în care el vorbește. Modul în care el vorbește. Un om plin de cuvântul lui Dumnezeu nu va vorbi stricat. Un om plin de Duhul Sfânt nu va vorbi stricat. Și Pavel spune lucrul ăsta, aveți grijă la limbajul vostru. Este un lucru interesant, știți cum se... Cum poți să stăpânești limbajul? V-ați gândit vreodată? Că limba e o mare inamică noastră. De multe ori noi vorbim fără să știm ce spunem. Ai da drum la gură și li Gura vorbește. Vorbește. aia te trezești. Băi, eu am spus asta, da, tu ai spus. Eu mai trezesc așa. Eu n-am spus asta. bă, da, tu ai spus ce vrei să te înregistrezi ca să-ți dovedești că asta ai spus. Spune multe lucruri fără să ne gândim la ele. Știți cum se reglementează limbajul? Prin închinare. Prin închinare se reglementează limbajul. Se redefinește. Se cizelează limbajul nostru. De deci aceea e important ca închinarea să fie și în familie, și în biserică. Eu, închinându-mă, lăudând pe Dumnezeu, eu voi cizela limbajul meu, mă voi obișnui cu psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicesc și voi schimba și starea inimii mele. Un om care se închină nu va să se va duce acasă. Oh, ter s-o termină luna de mere, s-o termină... Acum intrăm în viață, sunt obosit, nu am eu timp să vorbesc cu nevastă-mea frumoasă, să mă preocup de nevoile ei. Un om care se închină nu va fi așa. Morocanos, butucănos, ciobănos. necizelan, nu va fi așa. Dacă ești un om care se închină, dacă ești un om care laudă pe Dumnezeu, lauda, închinarea, îți schimbă atmosfera lăuntrică a inimii tale, îți schimbă fizonomia feței, te schimbă, te transformă pur și simplu. Dar dacă tu mergi din Haști în Paști la adunare și te închini lui Dumnezeu sau te, te închini numai cu gura, nu cu inima, dacă tu în familie nu ai o viață de închinare și acolo nu există Duhul Închinării, asta se va vedea imediat între relația dintre soț și soție. Imediat se va vedea. Și Pavel mai recomandă închinarea dintr-un motiv. Mai recomandă închinare dintr-un motiv. Închinarea ce este, de fapt? Închinarea este focalizarea asupra altuia. Cel mai mare inamic a este egoismul. Când eu vreau ca soția să fie ea la dispoziția mea, să-mi pună acum mâncare, să se trezească acum noapte, să se ducă ea la să facă ea. De ce? Că mie mi som, că eu am nevoie, da? Mă folosesc de nevasta mea ca să împlinească nevoile mele. Ăsta este egoism. Ăsta este egoism. Cum scap de egoism? Nu faci un fel de yoga din ăsta creștin, transcendental și zici, Doamne, sper să scap de egoism acum, cât trebuie să mai stau așa să scap de egoism. Nu scapi așa de egoism. De egoism scap focalizându-te asupra altuia. Când ne focalizăm noi asupra altuia? Când ne închinăm. Când ne închinăm, ne focalizăm asupra lui Dumnezeu. Cântăm, lăudăm, mulțumim lui Dumnezeu. Altcineva este important. Nu eu sunt important, soția mea este importantă. Pentru soție nu ea este importantă pentru ea, ci eu sunt important pentru ea. Și lucrul acesta îl învățăm închinându-i când toți suntem focalizați asupra cui? Asupra altuia, nu asupra noastră. Asupra lui Dumnezeu. Dar, într-adevăr, dacă te uiți la foarte multă închinare pe care o auzi astăzi, totul este pentru noi. Ne rugăm lui Dumnezeu ca să baloteze la noi. El e moș Crăciun care trebuie să dea, să dea, să dea. Doamne, ne închinăm ție, fiindcă noi avem nevoie, dă, ne bagă, toarnă, dă, Doamne, doi, du-te acolo, fă acolo și îl trimitem pe Dumnezeu. Și nu există momente când pur și simplu să contemplăm frumusețea lui Dumnezeu și să-l lăudăm pe Dumnezeu. Închinarea este un exercițiu care cizelează limbajul, închinarea este un exercițiu care lovește dramatic, decisiv, în egoismul cu care noi ne naștem fiecare dintre noi. Versetul 20, mulțumirea e foarte importantă. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Am auzit persoane, nu știu dacă v-ați întrebat vreodată, oare Dumnezeu a vrut să vă căsătoriți cu persoana cu care sunteți căsătoriți? După atâtea prin care ați trecut? Nu v-ați întrebat niciodată oare a fost voia lui Dumnezeu? Dacă ești trecută pe certificatul de căsătorie cu același nume, sigur a fost voia lui Dumnezeu. Da. ce te mai întrebe acum? E clar că ești acolo, da, a fost voia lui Dumnezeu. Sigur a fost voia lui Dumnezeu. Însă ce vreau să subliniez este următorul lucru. Trebuie să ne mulțumim cu starea în care suntem. Să ne mulțumim cu soțul, cu soția pe care ne-l-a dat Dumnezeu. Să ne mulțumim cu circumstanțele în care suntem. Știți de ce e important asta? Pentru că asta se va aduce în familie. Nemulțumirea este o travă pentru familie. Vei vedea că îți vei transforma soțul și soția pe zi ce trece într-un monstru, fiindcă vin în casă nemulțumitor nemulțumit cu banii pe care îi câștigi, nemulțumit cu locul de muncă la care ești, nemulțumit cu ceea ce faci ea în casă, nemulțumit de tine, nemulțumit de toată lumea. Și este o travă pe care o pompez în continuu, în continuu, în continuu în familie și la un moment dat te uiți la familia aceea cu fețe schimonosite, care nu au fețe de oameni, de oameni credincioși. Pentru că sunt oameni nemulțumitori. Sunt oameni care nu cred în suveranitatea lui Dumnezeu. Sunt oameni care nu cred că Dumnezeu știe mai bine, poate mai bine, vrea și rânduiește lucrurile așa cum știe El că trebuie să fie în viața noastră. Și eu ca un om care crede în Dumnezeu, accept ceea ce a făcut Dumnezeu și sunt mulțumitor. Dacă nu cultive această mulțumire în relația cu Dumnezeu, nu o vei cultiva și în relația cu soția ta. Soția are nevoie aceasta. De a fi mulțumitor față de ceea ce ea face. Dacă tu nu ești mulțumitor față de Dumnezeu care ți-a dat cele mai grozave lucruri, cum vei fi mulțumitor față de nevastă ta? Sau față de soțul tău? Versetul 21, supunerea, da? respectarea structurilor de autoritate lăsate de Dumnezeu pe pământ. Este fundamentală. Neveselor fi supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevesei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Este important cum Pavel leagă viața de familie de viața, de viața bisericii. O biserică nesupusă lui Hristos va genera familii nesupuse. O biserică care nu se supune lui Hristos va fi un exemplu prost pentru surorile din biserică. Biserica nu se supune lui Hristos, surorile nu se vor supune uh, soților lor. Pentru că este legătura aceasta, se generează una pe cealaltă. Și apoi Scriptura spune așa, bărbaților, iubiți-vă nevesele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Acum, uh, poate de fapt nu poate. Sigur ați avut un șoc după căsătorie când ați văzut că soțul sau soția face lucruri pe care nu le-ați văzut înainte de căsătorie. Da? S-a întâmplat asta. Dar eu când te-am cunoscut, da, în luna de mere, da, în logodă, dar eu când așa, tu nu făceai lucrul ăsta. Mirarea aceea n-ar trebui să existe. Știți de ce? N-ar trebui să existe pentru că tu știi că te-ai căsătorit cu un om păcătos. Domnul Iisus Hristos n-a fost mirat niciodată de ceea ce am făcut noi. Și totuși ne-a iubit nu avem dreptul acesta de a sta așa, într-un moment de stupefacție. Nu vine să cred că nevasta mea a făcut lucrul ăsta. De ce? Ești un om căzut în păcat. Nu cred că bărbatul meu a făcut asta. De ce? Eu mă mir că bărbatul meu n-a făcut mai grav decât a făcut. Și asta e o dovadă a harului lui Dumnezeu. Eu știu că bărbatul meu e în stare de mult mai multe lucruri. Noi negăm nașterea noastră în păcat și corupția păcatului pe care o purtăm cu noi toată viața și împotriva căreia trebuie să luptăm prin Puterea Duhului Sfânt. Negăm lucrul ăsta când ne mirăm, vai de ce e stare lumea asta, vai nevastă mi ce-o făcut, vai bărbat meu ce-o făcut. Ce așa mare mirare? Tu n-ai știut cu cine te-ai căsătorit, tu n-ai știu ce spune Biblia despre omul căzut în păcat, chiar și răscumpărat, care rămâne cu rămășițele păcatului în viața lui, tu n-ai știu ce spune Biblia despre asta, de ce e mirare? Eu nu pot să-mi condiționez și nu am voie să-mi condiționez dragostea de reacțiile soției mele sau de reacțiile soțului tău. Nu ai voie lucrul ăsta. Știi de ce? Exemplul Domnului Isus. Domnul Iisus Hristos s-a dus la, la cruce să moară pentru noi când eram în cea mai decăzută stare posibilă. În cea mai decăzută stare posibilă. Și Domnul n-a spus, a, eu nu mă pot căsători cu asemenea mirasă. Mi sunt în Scriptura că e cu pată, că e cu zbârcitură. Eu nu mă pot căsători cu așa ceva. Cum pot eu să mă asociez cu așa ceva? Eu sunt sfințenia absolută. Eu sunt puritatea absolută. Cum pot eu să mă ating de niște păcătoși din ăștia? Cum pot să-i eu în viață la niște nelegiți, niște oameni născuți în păcat? Eu nu mă ating de ăștia. Așa a spus Domnul Iisus Hristos, nici vorbă. Domnul Iisus Hristos pentru că știa cum suntem, de aceea s-a dus să moară pentru noi. Și s-a dus ca să ne răscumpere. S-a dus ca să ne răscumpere. S-a dus ca să ne scoată din starea aceasta. Să spune deseori că dragostea acoperă totul. Nu acoperă dragostea totul. Dragostea nu acoperă păcatul. Dragostea nu acoperă minciuna. Dragostea nu acoperă eroarea. Nu acoperă erezia. Dragostea transformă. Hristos ne a spus, sunteți păcătoși, știu că nu puteți, sunteți slabi, cum ne rugăm noi de multe ori. Suntem slabi, Doamne, suntem țărâni, suntem păcătoși, treci tu cu vederea că E greu pe pământ. Nu așa a spus Domnul Isus. Auzi ce a făcut Domnul Isus? S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Iosif, poți să ai ce nemulțumit vrei tu față de Oana. Vei descoperi lucruri pe care acum nu le știi și ea va descoperi lucruri despre ea pe care nu le știe și nu le-a știut. Că n-a fost niciodată în situația asta și în, 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 în relația aceasta. Însă, ea este proiectul vieții tale. Ea este proiectul vieții tale. Nu slujba proiectul vieții tale, nu casa e proiectul vieții tale, nu mașinile, nu banii, nu prietenii. Nevasta ta este proiectul vieții tale. Nevasta ta va fi o reflexie a eforturilor tale, a dragostei tale pentru ea. Când ești nemulțumit de ea, trebuie să vii nemulțumit de tine. Atât ai reușit să faci din ea. Dacă după trei ani de zile zici, bă, nevasta mai nu știu cum, atât ai reușit să faci din ea. Ăsta a fost efortul tău, asta a fost rugăciunea ta, asta a fost modul în care tu ai sfințit-o prin cuvânt. Asta este ce ai făcut din ea. Hristos spune să ne iubim nevestele cum Hristos și a iubit biserica. Asta ne spune Hristos. Hristos și a iubit biserica și spune că ne va prezenta impecabil. Ai la dispoziție cele mai mari forțe din univers. Ai la dispoziție biserica, ai la dispoziție o familie credincioasă, ai la dispoziție rugăciunea, ai la dispoziție puterea Duhului Sfânt, ai la dispoziție Evanghelia. Ai totul la dispoziție să faci din asta ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea să fie. Ea nu este nevastă ta, în primul rând, ea este fica Domnului Isus Hristos. Și într-o zi vei fi tras la răspundere pentru ce vei face cu ea. Într-o zi, Hristos te va întreba ce ai făcut cu fata asta pe care ți-am dat Și aș vrea să se poată uita Hristos la tine și să fie mulțumit, să fie satisfăcut de faptul că te-ai purtat cu ea cum s-a purtat Hristos cu Biserica, Dumnezeu să-ți ajute. Amin.